Salut, camarazi, vă salut cu mare drag. Azi e sâmbătă, e vremea destul de frumoasă. Sunt și ceva turiști în București. Hai să vă povestesc puțin, să vă aduc puțin în trecut, pentru că dacă ne uităm trecutul, nu o să avem nici viitor, că istoria se repetă întotdeauna, în bine sau în rău, în general în rău. O să vă povestesc despre securitatea și tortura în România. Instaurarea regimului comunist în România s-a produs prin represiune. La fel s-a menținut regimul comunist prin represiune. După 1955 n-a mai fost ocupație sovietică, dar securitatea a preluat represiunea de la fraților caghebiști. Securitatea era o instituție represivă creată a avea rolul de vârf de lance, secundată de aparatul de justiție și miliție. Deci ăștia făceau legea și țineau populația în teroare, securitatea, miliția și justiția. Fără ele, fără astea trei, regimul nu ar fi supraviețuit mai mult de câteva luni. Înțelegeți? A fost dictatura lui Gheorghe Gheorghiu Dej, dictatura lui Ceaușescu, care amândoi au profitat de un climat caracteristic terorii de stat, știți? Prima caracteristică presupune o organizare ideologică bazată pe dogmă, pe o idee, precum o idee absolută, ca să zic așa, proclamată ca absolută. Deci comunismul, societatea multilateral dezvoltată, toate astea serveau pentru a scuza sau a justifica distrugerea oponenților săi. Dictatura proletariatului sau făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate era o acoperire a regimului pentru anihilarea dușmanilor interni sau externi. Prin asta înțelegem cei care aveau 2-3 hectare de pământ, erau numiți chiaburi, deci deveneau dușmani automat, foștii politicieni și așa mai departe. Aparatul propagandei comuniste a jucat un rol foarte mare în treaba asta. V-am zis că securitatea, justiția și miliția sunt cele trei elemente ale triunghiului represiv. Nu putea una fără alta. Un triunghi în care a dispărut zeci de mii de oameni și au fost sfărmate sute de mii de destine, știți? Să nu uităm fenomenul Pitești, care a fost unic în țările comuniste. Așa atrocitate ca la Pitești n-a fost nici în gulagul caghebist în Siberia. Securitatea făcea arestări abuzive și tortura. Execuții sumare în primii ani, se făceau execuții sumare chiar fără judecată. Ulterior, din rațiuni externe, de exemplu, România fusese admisă la ONU, destalinizarea după 1953, că Stalin a murit în 53, deja a început destalinizarea, toate astea au fost impuse de Moscova. Represiunea brutală și directă înlocuiesc controlul absolut asupra populației prin gestionarea fricii. Deci ne-au dominat cu frica, ca și acum. Frica e metoda de lucru a securității și a oricărui serviciu secret. La finele anilor 1980, securitatea câștigase partida jucată contra poporului român, deci totul era paralizat de frică. Partidul era în toate, iar securitatea avea rolul de închizitor al regimului, deci ei aveau drept de viață și de moarte. Securitatea a fost doar poliție politică, înțelegeți? Securiștii erau indivizi fără scrupule care serveau ordinilor, nu întrebau și executau. Uniforma și
uniforma îi blagoslovea cu putere de viață și de moarte, înțelegeți, asupra semenilor. Deci ei putea să distrugă destine, putea să te omoare, putea să te împuște dacă fugeai spre Iugoslavia sau dacă notai peste Dunăre la sârbi, la iugoslavi. Așa. Deci rațiunea aparatului comunist, nu al poporului. Deci, securitatea n-a apărat poporul și țara. Securitatea a apărat o tagmă, un guvern comunist impus de străini cu tancurile de bolșevici. Ei nu au apărat niciodată țara și patria. Știi? Ei au apărat o clică care au preluat puterea și au vrut să rămână acolo, că era bine la ciolan, la putere. Așa. Securiștii erau niște indivizi de castă. Ei, de fapt, erau un fel de castă imobilă cu puteri depline și o misiune istorică. De fapt, erau niște oportuniști, că au văzut că dacă intri în securitate, în miliție sau în justiție, îți merge bine, faci carieră, ai bani, ai femei, ai avantaje, ai una alta. Mijloacele lor de luptă erau delațiunea, adică turnătoria, șantajuri, tortura și crima, adică ce e mai odios pe planetă. La 22 decembrie 1989, Departamentul Securității de Stat avea un efectiv de 15.000 de angajați și o rețea de 400.000 de turnători. Vă dați seama, turnători ăștia mai sunt și astăzi, au făcut și carieră și eu am fost torturat în 77. Toți care aveau barbă, plete și arătau așa mai occidental sau aveau blugi, deja erau pe lista neagră. Numai copiii lor ai elitei, ei aveau dreptul să poarte blugi, să poarte barbă, să poarte plete, că ei erau, făceau parte de nomenclatura, elita comunistă, știți? Și ei erau deasupra legii, înțelegeți? Noi muritorii de rând, noi nu aveam dreptul să avem blugi, să avem barbă, să avem plete, că noi, dreptul nostru era doar ca să-i hrănim pe ei, adică să fim sclavii lor, ca ei să facă burta mare. 42 de ani au perpetuat sistemul ăsta, au nenorocit și țara și poporul, au transformat în rău cam tot ce e pe aici, pe țărișoara asta, deci ciuma asta comunistă s-a perpetuat până în ziua de astăzi. Dacă nu ne ridicăm și nu terminăm cu ei, o să fie vai de mama noastră. Nu o să mai fim nici țară, nici popor. Ăștia nu dau doi bani pe noi. Cum ne-au vândut la ruși, așa ne vând la americani și la oricine vrea să ne cumpere. Deci, băgați de seamă, rămânem precum catarii, umăr la umăr. Vă pup, pa, camarazi!